Bună seara! E aproape seară, încă n-a venit de tot. Mă bucur să ne vedem la prima întâlnire Minded, care s-a născut dintr-o nevoie a elevilor mei, în primul rând, și bănuiesc că a multor elevi din țară. Și dacă este nevoia lor, atunci a devenit și nevoia mea. Întâlnirile noastre vor aduce în discuție cum învățăm, felul în care învățăm, cum putem să învățăm mai bine, eventual cum ne putem face un mindset pentru examen, că și până la urmă și pentru teze, pentru lucrări, pentru că bănuiesc că nu sunt foarte, foarte diferite. Și haideți să vă spun care sunt partenerii noștri, pentru că întâlnirea are loc sub egida Casei Corpului Didactic din Galați, alături de proiectul Merito și de Synergetics. E absolut o încântare să vă spun că prima invitată a întâlnirilor Minded este Olimpia Meșa. Poate ați auzit de cartea Cum învață oamenii, Olimpia este autoarea ei, și este totodată expert și consultant în proiectarea programelor de învățare. Nu este singurul lucru pe care îl face. Olimpia, o să încerc să explic oarecum mai simplu, așa, pentru că, din câte știu, ne urmăresc și elevi de clasa a 8-a, poate și mai mici de atât. Olimpia știe cum funcționează creierul și încearcă să le explice și celorlalți și să îi ajute să aibă succes în tot ceea ce implică această funcționare a creierului. Nu e vorba doar de învățare, nu se ocupă doar cu asta, însă noi de aspectul ăsta al activității vom profita în această seară. Alături de Olimpia sunt trei dintre elevele mele: Bianca Roșca Maier, Alexia Gheorghe și Ioana Albu. Sunt elevi în clasa 12 la Colegiul Național Vasile Alexandrii din Galați. Iar eu sunt Cătălina Popa, sunt un fel de gazdă în seara asta. Predau limba română la același Colegiul Național Vasile Alexandriei din Galați și sunt profesor merit. E important pentru că prezența proiectului Merito, cred eu că este esențială. Bun, dar mi se pare că am spus prea puțin despre tine, Olimpia. Nu mai spui tu ceva? Când facem workshop-uri, bine v-am găsit. Când facem webinarii, de fapt workshop-uri n-am făcut prea multe, am făcut webinarii în pandemie cu peste 6.000 de copii de toate vârstele, de la clasa pregătitoare, sau așa zis, clasa 0 până la cei de vârsta voastră, dragi domnișoare. Îi întrebam pe cei mici, în special, ce credeți că este un designer de învățare și începeam cu un exercițiu în care întrebam ce este un fashion designer și imediat fetele, chiar și de 6 ani, săreau să-mi spună ce înseamnă, sau un designer vestimentar, sau omul care face designul într-o încăpere, adică designul casei, și știau imediat, pentru că probabil se uită la televizor sau au văzut pe YouTube. E, și zic, păi dacă spun designer de învățare, atunci ce înseamnă? Și chiar și cei mai mici se prindeau imediat, zicea, înseamnă că faceți designul de lecție. Exact, design de lecție. Nu este foarte complicat, deci practic cu asta mă ocup. Am fugit foarte tare de meseria de a preda, în special în școală, pentru că mama a fost educator toată viața ei. Și era foarte puțin prezent acasă, trebuia să șterg eu praful. Era foarte ocupată, pasionată de ce făcea. Și mi-am zis că, oh, nu, eu nu vreau să fiu așa. Dar într-un final, exact acolo am ajuns și eu și sora mea, care a terminat Politehnică și acum este tot educator, adică a trebuit să mai facă încă o facultate. Spun asta pentru că, într-adevăr, ca și informație, 50% din ceea ce suntem noi este genetic, adică uneori îți dorești foarte tare să fii la fel de bun ca și colegul din stânga ta la matematică și ție să, indiferent ce ai face, mult mai bine la limba română. Și 50% este munca pe care o depunem și oamenii, adică mediul în care trăim.
Deci câteodată foarte mult contează cât de bine reușești să îți afli talentele care vin din cei 50% genetic, care sunt abilitățile care te diferențiază din start. Asta înseamnă că ar trebui cumva introduse în școli niște teste și eventual la ce vârstă, la ce nivel crezi că ar trebui făcut asta? Nu neapărat teste, n-aș susține neapărat testele. De exemplu, eu am un copil de 14 ani și jumătate și am observat că de când eram mic era foarte curios ca toți copiii de ce se află după priză, dar un pic mai mult decât felul în care eram eu curioasă ce e în spatele prizei, adică nu doar să bag furculița, ci mai mult de atât, exact cum e compusă. Sau mașina de spălat, compoziție, stăteam în supermarketuri când mergeam la cumpărături câte 45 de minute pentru că mai mult nu puteam. Nu știu dacă știți ce înseamnă să stai, știți ce înseamnă 45 de minute la oră la Cătălina, nu? E, și nu e ușor întotdeauna, nu e așa, chiar dacă e sigur o profesoară bună. Imaginați-vă să stai lângă un copil 45 de minute în fața unei mașini de spălat model care se învârte în super, într-un mega market din ăsta la zona electrocasnice și să aștepți 45 de minute, mai răspunzi din 2-3 minute la întrebări. Este atât de evident, nu era nevoie să ne punem întrebări. În momentul în care suntem expuși, copii fiind la școală, în tot felul de activități sau chiar și tineri, că poate n-am apucat părinții sau educatorii să ne ajute când erați mai mici, dar dacă vă expuneți în momentul ăsta, intrați voluntar să lucrați în proiecte, fie și într-o fabrică, într-un mediu în care nu v-ați așteptat că vi s-ar potrivi și dintr-o dată vă îndrăgostiți de mediul de acolo, așa afli de fapt unde sunt talentele native și ce este în tine sub o formă, îi spun eu, lucrez foarte, foarte mult în limba engleză, o să mă ies, te rog, Cătălina, sunt slabă la toate limbile, sunt oricum jumătate rusoaică, jumătate româncă, lucrez numai în engleză și diploma de universitară o am în limba franceză, am făcut științe politice în limba franceză, deci îți dai seama. Îi zicem nascent, adică dacă știți coconul în care este fluturele, și de foarte multe ori inclusiv de ce admirăm în alții. Adică uitați-vă puțin la Cătălina și aduceți-vă aminte dacă ați admirat-o vreodată pentru ceva, ce a fost acel ceva, ca să vă dau un exemplu concret. Fetele sunt deja. Poate pur și simplu părul, poate felul în care ea miroase ca profesor, nu neapărat cum predă. Lucrurile astea sunt, sunt lucruri în formă de cocon în voi înșivă. Adică e clar că există un talent legat de asta în voi, ceva ce creierul vostru estetic apreciază, dar nu v-ați gândit să dezvoltați mai mult. Și uite așa descoperi de fapt unde ești talentat. Facem de multe ori cu adulții în workshop-uri exerciții de genul ăsta. Adică avem poze cu diverse vedete sau persoane din trecut, cum ar fi Dalai Lama sau stăm și reflectăm timp de câteva minute făcând liste în scris sub formă de cuvinte cu imagine în față ce anume din Dalai Lama, care poveste, în care a făcut ce, notăm ca să ne dăm seama despre noi ce apreciem și la ce nu ne-am gândit vreodată să lucrăm, să dezvoltăm mai departe. Am deschis subiectul ăsta pentru că știu că sunteți clasa a 12-a și vă așteaptă o altă etapă din viață și indiferent cum vor fi examenele, dacă vă gândiți la aceste lucruri 50% genetic, 50% ce am dezvoltat datorită școlii în care am fost, proiectele în care am fost implicată, mediile în care am fost, călătoriile în care am fost, la care am fost expusă, cărțile la care m-am expus, văd acolo poze, postere în spate în camerele voastre, deci 50% sunt astea și 50 cele genetice care stau ascunse, adică mami și tati nu ne-au dat niciuna dintre noi o listă foarte frumos scrisă cu ADN, o să zică, draga mea, ești foarte talentată la dans, am descoperit-o mai târziu, din greșeală. În timp ce vorbeam, mi-am dat seama că sunt atât de multe lucruri pe care aș vrea să le întreb, încât... nu știu cu ce să încep, dar haideți să revenim la subiectul ăsta, pentru că cei care ne urmăresc
de asta ne urmăresc. Uite, Olimpia, dacă ar fi să le dai copiilor, adolescenților care se pregătesc, fie pentru o teză, fie pentru un examen important, câteva sfaturi pe care tu le consideri esențiale, care ar fi? Unul dintre sfaturile pe care le dau, deși nu prea dau sfaturi așa, în primul rând educatorilor și apoi celor care sunt acum într-un proces mai intensiv, să zicem, de învățare, este dacă deja vă gândiți la viitor, dacă deja v-ați asumat o grămadă de responsabilități în viață, dacă deja ieșiți după o anumită oră în oraș și ajungeți acasă în siguranță, mă refer după ora 12, dacă deja faceți sex, dacă, nu știu ce să mai spun, dacă aveți o listă întreagă de responsabilități, probabil că nu mai este ok să vi se spună copii. Deja sunteți tineri. Și după anumită vârstă, inclusiv în manualele de anatomie, o să vă numească lumea tineri și nu copii. Și pentru creier, acest mindset contează foarte tare. Adică momentul în care eu mă întâlnesc cu voi într-o sală de curs și vă pregătiți pentru examene și pentru viață, v-aș numi și v-aș ruga să vă numiți tineri, pentru că pur și simplu vă asumați această responsabilitate de a vă descurca și nu aștepta ca acea încă legătură, cordon umbilical cu profesorii și cu manualele și cu băncile să fie salvarea, ci să fiți chiar voi. Cred că contează foarte mult acest mindset pentru felul în care ești pregătit pentru succes. Să îți asumi, este foarte greu la început, pentru că parcă e prea mult, dar e mai bine să o faceți acum decât chiar în ziua examenului. Apoi, pentru că asta ajută să determinați care este de fapt motivația. De ce trebuie să fac bine la examene? De ce contează să fac bine la examene? Ce urmează după? Și asta, dacă știți răspunsul la întrebare, e bine. Dacă nu, atunci e bine să-l găsiți și în fiecare dimineață să-l vedeți și să vă setați o intenție. Eu nu mai sunt de mult, am dat bacalaureatul, v-am și spus mai devreme în pauză, acum 24 de ani, dar asigură succesul meu în fiecare zi un simplu lucru. Mă trezesc dimineață și îmi spun o intenție sub forma unui cuvânt, care înseamnă, dacă este o zi foarte grea, cu multe întâlniri în care depinde de mine câștigarea unui proiect pentru echipă, intenția mea, bine, sună în engleză, dar nu contează, o alegeți cum vreți, limba nu e atât de importantă, îi spun brilliance. Și intenția mea, puteți să o scrieți sau nu, intenția mea este brilliance. Într-o altă zi spun iubire, într-o altă zi spun productivitate. În alte zi am patru și nu mă pot hotărâ care dintre ele și atunci le respect pe toate patru. Și încerc să-mi trăiesc ziua după acele intenții care sunt niște cuvinte, dar de fapt cuvintele se transpun în niște principii. Este mai simplu pentru mine acum pentru că sunt foarte deschisă la oportunități, pentru voi însă aveți niște examene în față, adică aveți niște obiective concrete și atunci care este motivația? De ce ați face bine la examene? Adică dacă n-ați face bine, ce? Contează? Și răspunsul vine apoi și știi și te trezești dimineața într-un mod diferit. După care, un alt lucru important la care nu ne gândim pentru ultima 100 de metri este starea în care se află corpul nostru. Adică tendința o să fie să tot amânați, pentru că stresul este mare, să amânați să citiți puțin, să pregătiți, să mai faceți 2-3 probleme la mate, să, nu știu, dacă ce materie v-ați ales? Ia să vedem. Alexia, la ce materie ai de dat examene? La română, la matematică și la informatică. Informatică, mai da, gata. Ioana, tu? La română, la mate și la biologie. Biologie, foarte. Bianca? Și eu la fel ca Alexia, la română, la mate și proba 3 am ales informatica. Ai ales informatică. Wow, da. Ce tari sunteți! Deci, dacă asta v-ați spus în intenție, înseamnă că vă pregătiți pentru materiile respective și o să vedeți că la cea care este mai grea dintre ele o să amânați mai mult, probabil, sau la cea care e mai ușoară o să spuneți că mai bine fac aici pentru că acolo știu sigur că mă descurc, indiferent care este situația. Dacă voi sau toți, mulți alții care probabil ne urmăresc în momentul ăsta, amânați lucrurile astea, este posibil
să le înlocuiți cu alte activități. Și care ar fi acele activități? E, mă mai uit puțin la Game of Thrones, mai stau un pic pe social media, ce să mai fac? Mai stau un pic pe chat cu o prietenă, nu contează că au trecut 7 minute din viața mea. Ce mai faceți? Puteți să ne spuneți lucruri pe care îl faceți când amânați puțin, așa cu să fiți puțin vulnerabile, poate e prea devreme, doar dacă vreți. De exemplu, ieșim afară și stăm mai mult. De cele mai multe ori. Stau afară și povestim. Poate aveți un iubit și atunci e mai faină întâlnirea de după. Nu, toată lumea zice nu. Vă gândiți la un iubit, vă uitați la un film romantic și vă gândiți la unul că o să apară într-un viitor, trebuie doar să dă examenele foarte bine și să fiu briliantă. Deci, practic, contează foarte tare. În afară de asta, intervin o grămadă de elemente care ne afectează corpul, poate pe voi nu, dar e bine să le menționăm. Adică, vrei să stai să înveți mai mult noaptea, pentru că pentru foarte mulți adolescenți se întâmplă niște schimbări la nivelul cordului inimii. Presiunea arterială funcționează un pic diferit și atunci îți vine să te culci un pic mai târziu noaptea pentru că se întâmplă într-o perioadă mai nocturnă și apoi ziua trebuie să recuperezi, dar câteodată n-ai încotro că te trezești des de dimineață ca să mergi la școală, avem o oră fixă. Există state care sunt aware, sunt conștiente de aceste studii și au schimbat ora de mers la școală pentru adolescenți de la ora 10 ca să-i lasă să nu intri în acest cer vicios de lipsă de somn. E, și ca să amâni lucrurile astea, să te ții treaz, unii tineri, ca voi, consumă, de exemplu, băuturi care conțin coke, adică ceva care seamănă cu cofeina ca și efect, sau chiar beau cafea, sau consumă multe băuturi care conțin zahăr ca să se țină plin de energie. Și toate lucrurile astea, de fapt, nu ajută creierul. Cel mai fain ar fi dacă tinerea ști că te ajută ciocolată caldă, te ajută ciocolată neagră cu cacao mult, peste 75%, dacă tot simți nevoia de zahăr, nu cola, Pepsi, Fanta, Sprite, ca să-i menționăm pe toate aici, fără să le facem reclamă, pentru că chiar nu este fain pentru corp. Și să mâncăm nuci, creierul are nevoie de uleiuri naturale, pentru că învățarea este o schimbare biochimică. Cine a zis că face biologie? Ioana, tu? Da. Deci, practic, de fiecare dată când, chiar pentru voi, voi am înțeles, voi învățați oricum bine, vă pregătiți, imaginați-vă când petreci și mai puțin timp să înveți, când în sfârșit ai hotărât să înveți în viața asta, dar nu consumi suficientă apă, uleiuri, bei o grămadă de băuturi care nu sunt ok pentru corp, pentru că nu ajută creierul niciun fel, în loc să mănânci o ciocolată. Și creierul tău, de fapt, nu formează niciun fel de căi neuronale noi și tu zici, oi, dar am citit ieri toată ziua, ai citit degeaba. Ai nevoie ca aceste conexiuni să se formeze frumos, să te hidratezi suficient, astfel încât spațiul ăsta, în engleză zice myelin, în care plutește creierul, în care plutesc celulele nervoase, să fie suficient de maleabil, nu rigid, și cu suficient de multă grăsime, încât să formeze aceste căi neuronale noi și să dormi. Dacă nu dormi după ce ai învățat, nu se lipește nimic. Se șterge. Copilor mici le spunem, știți cum pune mami uleiul și se fusie în tigaie când se topește, dacă îl ții prea mult aproape că dispare, se fusie așa în sus. Da, 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 știm. Exact așa se întâmplă dacă nu dormiți suficient, învățați degeaba. Deși am fost într-un alt secol, era să zic, când am dat eu bacalaureatul, partea cu somnul se știa foarte bine și exact asta făceam, dar în facultate, adică ceva mai târziu. Mi-am dat seama că de la sfârșitul facultății sunt 24 de ani, de la bac sunt chiar mai mulți, dar să nu discutăm despre asta. Deci, practic, învățam, consumam vitamine, îmi luam niște multivitamine complexe de multivitamine, dar ar fi fain să fie cu recomandarea unui specialist, ca să știi că ai toate vitaminele necesare. Adică să nu fie în zadar tot efortul tău de citire și de să bei suficiente lichide, să mănânci fructe
și să te apuci de învățat. Iar în momentul în care ai obosit, să te culci și să dormi. Dacă dormi bine inclusiv ziua și ai parte de acel REM și deep sleep, adică de adormire chiar și 12 minute, eu am un aparat care monitorizează treaba asta și pot să văd și un scurt nap de după amiază, de fapt cât de mult a ajutat creierul meu să proceseze, să facă conexiunile necesare pentru ce am învățat eu la vârsta mea într-o după amiază sau pe timpul nopții. Deci chiar somnul este important. Dacă ați dormit 5 ore pe noapte, asta înseamnă că ați avut un somn adânc de probabil numai vreo 15-20 de minute, când a avut timp să fixeze tot ce ați învățat în timpul zilei, deci nu ne ajută. E bine să dormiți 8 ore ca să aveți o perioadă măcar de 4, 3 ore jumate, 4 de somn adânc în care tot ce ați învățat în timpul zilei chiar s-a lipit de voi. Deci astea sunt lucruri despre care nu prea povestim la școală și nu știm în legătură cu învățarea. Și dacă trecem peste asta, putem să discutăm și de alte tehnici. Aș vrea să știu că și toate le-am întrebări, dar ai spus tu de povestea asta cu somnul și de trezitul de vreme. Noi începem orele la 7:30. Alte școli încep la 8, altele tot așa la 7:30. Și la 7 am înțeles că există licee și școli, ora la care încep cursurile. Bun, ce facem în situația asta? Eu când eram în liceu, după cum ziceam, mama era educatoare, cred că știa foarte bine acest aspect, mă hrănea bine când ajungeam acasă și la ora 2:30 până la 3:30 dormeam. Dormeam, derupeam, adică mi se închidea draperiile, îmi făcea liniște în casă și mă lăsa să dorm. Ca apoi să pot să mai am un calup în care să mă pregătesc, să stau să citesc. Dăteam și citeam Faust și alte minuni până noaptea târziu. Eu am făcut 3 tipuri de literatură rusă, literatură română și literatură universală. Nu doar trebuia să citim toate cărțile din toate literaturile, nu doar din una singură, ca să ne luăm bine, știți, și examenele, nu doar restul de, doar bacul și restul de materii. Și atunci chiar era nevoie de foarte multe ore după amiază petrecută citind, ca să nu mai spun că erau și vremuri foarte grele și învățam la opaieț. Nici nu știți, cred că ce e opaieț. Nu? că nu aveam curent. E o lampă făcută care arde din apă, ulei, vată și scoți așa vata puțin și arde uleiul respectiv și te trezești dimineața așa cu foarte mult fum la nas pentru ca să ai și citit toată noaptea la opaieț. Game of Thrones, ca să zic așa. Un fel de candelă, cred că cu asta sau, seamănă. Să asocieze ele, da. Dar cred că motivația contează foarte mult și lăsând la o parte, deci practic există motivația ce te trezește dimineața ca și factor, apoi corpul, apoi mediul în care ești. Dacă te scoli dimineața și nu ți-ai făcut patul și există studii care arată asta, cât de mult succes, au făcut studii pe 50 de ani cu persoane în Statele Unite care au demonstrat că cei care își făceau patul de tine și de-a lungul vieții în fiecare dimineață într-un mod organizat și își aduceau mediul într-o organizare oarecare, adică nu trebuie să fie impecabil, să fie organizare și un calm așa în camera în care trăiești, mediul în care ești, au ajuns persoane de succes în viață, în diverse domenii, de la militar până în business și altele. Prin urmare, dacă te-ai trezit dimineață fără niciun chef de viață, ai lăsat totul praf în jurul tău, te-ai dus la școală, te-ai întors în acest praf de organizare, exact așa va fi învățarea. Creierul are nevoie de această organizare, să mă trezesc, indiferent cum mă simt, merg, mă spăl pe față, mă întorc, îmi aranjez măcar puțin patul, camera, îmi pun lucrurile la loc, plec și tot așa, ca să facă bine inclusiv la examene. Și când faci asta cu patul, faci asta cu pereții din camera ta, faci asta cu lucrurile tale, cu ce te îmbraci, cât de curat îți simți corpul, mintea este liniștită și are spațiu energetic ca să învețe să se pregătească pentru alte lucruri. Altfel, este o încărcare care te trage înapoi, e un stres și nu faci față la aceste aspecte. Și chiar dacă lumea nu vorbește, aș face niște exerciții, o să sune foarte ciudat, probabil pentru România, nu-mi dau seama, aș face niște exerciții de respirație, în fiecare dimineață și în fiecare seară, în abdomen, adică umflăm burta
dar ușor, așa, puteți să puneți o lumânare în față și să încercați să respirați așa ușor, fără să se stingă lumânarea, adică în burtă și adânc, dar când dați drumul respirației, suficient de lent încât să nu se stingă lumânarea. De ce spun asta? Pentru că e un exercițiu care calmează nervul vagus, care pleacă de la creier prin coloana vertebrală în tot corpul, așa până și cuprinde toate intestinele. De-aia când avem emoții ne apucă o diaree, nu știu pe voi, dar eu dacă am... de vorbit în fața la 1000 de oameni la o conferință, mă mai apucă și o diaree, și sunt conștientă de ce. De ce spun asta? Pentru că în timpul examenului, dacă nu suntem pregătiți să, prin respirație să ne oprim emoțiile, până și cel mai inteligent ca și nativ genetic tânăr cu un IQ superior, indiferent de fapt ce IQ ai, în momentul în care ai emoții, îți scade IQ-ul cu până la 40%. Și nu ne dorim să ne scadă IQ exact când avem cel mai mare nevoie de el, dar se întâmplă de obicei exact în timpul examenului, pentru că atunci avem cele mai multe emoții. Mai puține decât la un test de verificare, mai puțin de când în momentul în care mă pregătesc, nu știu, și lucrez cu colega ca să ne testăm una pe alta dacă am învățat bine sau nu, nu? Adică nu se compară. Și nu e păcat, asta vorbesc de multe ori cu fiul meu, care este și băiat, dacă îi spun mindfulness nu mă crede și atunci trebuie să vorbim despre vagus nerv ca să înțeleagă că este chiar un proces biochimic și îl ajută foarte tare după aceea în examen să se autocontroleze din punct de vedere emoțional, să nu preseze practic prin tot corpul asupra creierului emoțional și să-i scadă IQ-ul când are cea mai mare nevoie de ea. Întrerup un pic ca să îi anunțăm pe cei care se uită la noi că pot să pună întrebări. Nu știm dacă o să putem să le preluăm pe toate, dar acolo pe pagina evenimentului sau unde vă uitați pe video pe Facebook, puteți să puneți întrebări și noi o să le trimitem mai departe, Olimpia. Și dacă tot am zis de mediu, Cătălina, am văzut acum la Alexia niște, nu știu dacă sunt postere. Alexia, sunt postere sau sunt poze cu, era să zic, foști iubiți, acum eu sunt rea? Nu, sunt poze. Pentru că chiar glumeam în una dintre lecțiile video la cursul online, cum învață oamenii. Dacă tot avem pe pereți poze cu, nu știu, în ce călătorie am fost, sau cu Justin Bieber, cu Drake, sau mai știu, nici nu știu ce vedete sunt acum mai nou pe pereții tinerilor în cameră, poate pentru perioada examenului lângă ei, adică vă imaginați așa un Drake și Justin Bieber sau Johansson, dacă să vorbim și de băieți, că nu mai e Angelina Jolie, chiar nu mai știu cine e astăzi de la fete. Pentru băieți, așa, dați-mi un nume, fetelor. Nu știți nici voi? Așa, să zicem că e Angelina Jolie, că este din generația mea. Lângă ei, foarte bine ar merge cea mai grea formulă, adică, nu știu, sau ceva ce vă este foarte greu să țineți minte de la informatică sau de la biologie, schelete, scheme. Ce vi se pare cel mai dificil ar trebui să vină exact în zonele în care ochii se duc în fiecare zi. Când mă trezesc, de fapt, când deschid ochii, ce văd în primul rând? A, uite, văd bucata asta de perete. Hai să țin acolo o săptămână un poster cu toate detaliile, nu știu, Ioana Broasca sau habar n-am ce să dai tu la examen acolo, că am uitat tot, crede-mă, și cu scheletul broaștei, să zicem, și o să vezi că nici nu trebuie să depui efort să ții minte, creierul va fotografia și va rămâne în memoria ta. Sau pe ușa camerei pe care tot închizi-o, deschizi-o, închizi-o, deschizi, la baie. O să stresați puțin părinții, dar mai au câteva luni și au scăpat de voi. Deci, practic, aș face postere cu acele lucruri pe care vreți să le țineți minte și vă vine greu să le țineți minte. Mult, mult de ajutor. Da, Alexia? Am eu o întrebare aici. A spus să nu stresăm părinții. Dar pe noi... nu știu, îmi imaginez că cumva ar putea exista posibilitatea să ne stresăm punând prea multă presiune și înconjurându-ne doar de matematică, informatică, română, etc. E adevărat, e doar un mit în capul meu, nu știu ce părere aveți.
Păi, dacă tu vrei să te streseze posterul cu cea mai grea formulă, atunci el te va, adică posterul respectiv chiar te va stresa. Dacă tu faci acest poster și îl pui acolo pentru că ai înțeles astăzi discutând cu mine că te ajută să-l ții minte automat prin fotografiere, adică creierul fotografiază chiar și cu vederea periferică, nu doar cei din față. Mai puneți prin cameră, dar într-un mod organizat, curat, poate curățați restul ca să nu fie mega aglomerat. Și când simțiți că, uite ce ușor am ținut minte acum, le puneți frumos deoparte, le adunați, faceți altele. Doar procesul de producere a acestor postere organizează și creează mind map-uri vizuale, pentru că durează să vă ia măcar cel puțin 20 de minute să le creați, să fie și vizuale. Și atunci aceste exerciții ne ajută. Ajută foarte tare să le faceți vizuale, să vă imaginați ce produceți acolo, să faceți legătura între ceea ce învățați la informatică, biologie, cu limba și literatura română, cu viața reală. Ca să dau un exemplu, uite aici poate ne ajută Cătălina. Cătălina, poți să-mi spui un subiect de la limba, literatura? Avem și literatură la bacalaureat? Avem și literatură la bacalaureat și acolo sunt ceva probleme pentru că la subiectul 3 ei trebuie să învețe, mă rog, ei trebuie să analizeze niște texte studiate la clasă. Puțin sunt cei care reușesc să facă analiza foarte personală așa și să vină cu o interpretare proprie, făcută eventual chiar în urma inspirației de moment. Da. Majoritatea învață și unii învață mecanic, învață pe din afară, da? Nu știu, dacă vrei un subiect mai exact de atât, să zicem romanul Baltagul. Eram sigur că o să spui Baltagul. E ceva și de pe vremea noastră, știi ceva ce studiam și noi. Da, mie când eram, acum încep să am flash-ul din tinerețe, Baltagul și ceva poezii, poems, produceau probleme pentru că acolo poți să interpretezi și poate nu faci o interpretare chiar, eram foarte bună la interpretări. Ce aș face eu, aș încerca să asociez aceste lucruri cu ceva din viața personală. Eu am spus acum Game of Thrones pentru că m-au nebunit tinerii din jur cu Game of Thrones, că de eu cum nu l-am văzut. Nu știu dacă v-ați văzut și despre ce zic, ați auzit de acest mega serial. Ok. Imaginați-vă că ați fost ales producer, director sau, nu știu, omul care face costumele, dacă sunteți mai mult în zona de design și asta înseamnă viitorul, vorbesc acum că nu se știe cine ne aude, deci vreți să deveniți designer vestimentar, că ați fost angajat să faceți designul vestimentar pentru un serial care va fi produs în baza filmului Baltagul. Și când citiți, chiar dacă mai săriți peste pasaje, pentru că aveți un job foarte, adică aveți o viață atât de ocupată, trebuie foarte repede să produceți costume și proiecte pentru mai multe filme și sunteți mega VIP, v-a rugat cineva să faceți pentru Baltagul o propunere și voi citiți, practic mai treceți peste o descriere, două, dar totuși aveți în minte acest scop, trebuie să produc costumația pentru Baltagul și trebuie să înțeleg povestea celor doi tineri. Sau dacă nu este zona asta voastră de interes, poate este trebuie să alegeți actorii cei mai potriviți pentru această poveste și citești Baltagul și faci o listă și te gândești o aleg pe Angelina Jolie, pe ăsta, Johansson, o aleg pe, nu știu ce, mai tânăr pe acolo, pe cine aleg? O să vedeți numai dacă vă puneți aceste întrebări, care sunt cei patru actori în rolurile principale? Și răsfoiți romanul, dintr-o dată veți înțelege mai bine povestea din spate, pentru că v-ați provocat creierul să o digere cu adevărat, să înțeleagă, să-i vadă culorile. Care sunt culorile? Cum voi face din asta? Dacă există un film, urmăriți filmul și fiți un critic. Cum ați face mai bun să chiar să fie pe placul un serial care să fie bombă, să producă milioane pe piața din ziua de astăzi față de filmul vechi care există, cred că film făcut deja. Cum ați putea să faceți un serial actual și de interes? Nu știu, dacă n-ați făcut sex până acum și vreți să fie cu sex, că nu e păcat să evităm subiectul, imaginați-vă unde ați introduce aceste scene, că lumea o să zică wow. Deci e indiferent care este motivația sau interesul la această vârstă,
nu vă fie rușine de ea, pentru că este doar un exercițiu cu voi la voi în cameră. Important este să înțelegeți esența romanului. Dacă este o poezie, nu știu, am tot glumit în conferință, Bacovia mai există în programă? Există, există. Sau orice alt autor, dacă ar trebui să fac o listă, un playlist de 5 melodii cu cântăreți care au produs astăzi melodii sau în ultimii 10 ani, care ar fi un playlist de 5 melodii care arată și exprimă exact aceleași emoții pe care a vrut Bacovia sau le-a simțit când a produs poeziile. Și te uiți pe acele strofe și umbli pe YouTube și stai și cauți și poate profesorul de limba română o să se gândească, mamă, la ce-mi folosește, dar vă asigur că în interiorul vostru deja știți motivul pentru care Bacovia a scris anume acele, a folosit anume acele cuvinte, veți percepe altfel culorile produse în creier de gustul, adică o să simțiți gustul poeziei și acestea sunt aspectele care îi entuziasmează creierul, adică îl fac să wow. Și cred că puteți să fiți chiar mai inventiv decât mine la a combina treburile astea. Voiam să povestesc două experiențe care susțin ceea ce ai spus tu. O să încep cu cea de-a doua, legată de Bacovia și de simbolism. La 11-a am avut un studiu de caz despre simbolism și copiii au pus poezii, au inventat niște poezii simboliste pe care le-au pus pe beat-uri. De la R&B, reggae, da, rap, în fine. Și le-au cântat. Și asocierea asta între un text simbolist și beat-ul respectiv pe care și l-a ales fiecare echipă a fost cel puțin interesantă și cred că e experiența cu care o să rămână, știi? Poate nu să-și mai aducă aminte alte informații din studiul ăsta, da, dar sigur momentele alea vor fi bine, bine rememorate. Și al doilea lucru, un exemplu în care literatura a fost folosită pentru a învăța la un alt obiect, un fost elev, Bogdan, care dădea la medicină, era absolut pasionat de literatură, el a avut pe tot parcursul liceului numai premii la concursuri de literatură. Am și fost surprinsă că vrea să aleagă medicina și și-a găsit metoda prin care a învățat. Pentru fiecare lecție pe care avea de învățat, a creat o poveste și a creat un personaj principal care mergea și făcea ceva, nu știu, un nerv care un impuls care pornea de la un nerv și ajungea nu știu unde și a creat un scenariu pentru fiecare lecție de genul ăsta și a intrat la medicină foarte bine. Cred că de acum și termină facultatea. Dar orice combinație de artă sau obiecte din jur care aduc conceptele abstracte din lumea 2D, adică în pagină avem 2D, în lumea 3D, va ajuta creierul, pentru că creierul a fost uman, a fost creat pentru supraviețuirea într-o lume 3D multidimensională. În momentul în care noi studiem, inclusiv felul în care se spune în engleză to study and student, înseamnă să studiezi de pe hârtie 2D, adică în concepte abstracte. Și creierul nu este un mare fan a abstractului, este un mare fan a concretului. Pe la vârsta de 6 ani abia începem să dezvoltăm zona cortexului prefrontal în care începem să înțelegem lucrurile abstract, adică eu spun iubire la un copil mic și îl întreb ce înseamnă iubire și el zice atunci când mama mă ia în brațe, este întotdeauna ceva concret. În momentul în care creștem datorită dezvoltării științelor, totul s-a dus în abstract și noi încercăm să învățăm inclusiv la școală totul direct în abstract. Pe când studiile despre creier arată că până și un profesor universitar cu un doctorat în fizică și cu mulți ani de predare, experiență în acest domeniu, dacă vrea să înțeleagă un concept nou din geometrie, are nevoie să fie ajutat de expertul din geometrie cu un exemplu concret din viață, ca mai târziu abia să abstractizeze și să înțeleagă o formulă la nivel abstract. Orice creier are nevoie, nu neapărat pentru că sunteți voi mai tineri, pentru orice vârstă este valabil. Adică, spunem teorema lui Pitagora, mereu întrebam copii mai tineri decât voi, că se învață mult mai jos de ce chiar sunt copii, unde e la voi în cameră?
Ia vă rog, răsuciți-vă acum puțin scaunele, le spuneam la cameră, uitați-vă puțin în casă la voi, unde este teorema lui Pitagora în viața voastră? Și răunăm așa și să ne pregătim pentru data viitoare, Olimpia, și spunem, ok, mergeți, faceți o listă. Unde, nu știu ce e pentru bacalaureat, hiperbola, există hiperbola undeva acolo, în bacalaureat? Există. Unde este în viața reală? Este într-o banană? Habar n-aveți, nu? Pentru că este X la 2, Y la 2, sau ceva de genul ăsta. Chiar nu mă pricep. Dar în momentul în care am lucrat cu un profesor de matematică și încercam să îi puneam această întrebare și era așa un pic șocat. Wow! Oare unde este de fapt? Pentru că, uite, avem la examene, dar cât de important este în viața reală și unde este? Și îmi făcea scheme și zic, păi, hiperbol este în aceste antene parabolice, este acolo, este în felul în care este desenată o banană, că uite, punem aici o linie și punctată și X e egal, nu știu ce, Y. Aha, ok. Și în momentul în care am adus această temă în concret, nu doar că elevii înțelegea profesorul mai bine de ce predă această temă la liceu. Deci puneți-vă aceste întrebări, indiferent cum vi s-a predat până acum, dar cu cât este mai confuz și mai abstractă tema și simți că nu o stăpânești pentru examen, cu atât mai mult e fain să te întrebi în dimineața respectivă unde în viața reală se folosește treaba asta. Și s-ar putea să nu găsiți răspunsul, dar numai cercetând 20 de minute, provocându-vă creierul să cercetați 20 de minute pe Google, faceți un translate în engleză o să căutați, o să găsiți mult mai multe materiale, recomandarea mea, și în felul ăsta ți-ai asigurat, cred că 45% din succesul răspunsului la examen. Știi că atunci când ai zis hiperbolă, noi toate ne-am gândit la figura de stil de la română, de asta ne-am bufnit. Da, nu, am lucrat în engleză cu un profesor, deci nu știu cum este în limba română, că a fost foarte recent cazul. Și doamna profesoară, foarte bună pentru Cambridge, pregătea ICGSE și A-level exams. Și zic, unde este? Și chiar așa, uite, învață și fiul meu acum tot felul de scheme la mate și noroc că face robotică și vede cum în piciorul câinelui robot se aplică ce învață la mate și atunci totul are sens. Este mult mai ușor pentru creier. Deci, practic, trebuie să aduceți în concret. Iar pentru Ioana la biologie, draga mea, Ioana, am stat în cămin cu fete de la medicină când eram studentă, care se pictau pe corp ca să ia examenele. Mi s-a părut o idee genială, adică pentru a învăța scheletul sau așa, își desenau pe corp și seara când erau la duș, se plimbau prin cameră desenate cu denumirile oaselor sau a venelor sau, și le ajuta foarte mult, pentru că altfel nu avea cum să pună mâna pe corp să tot lucreze toată ziua. Deci, practic, pare funny, dar acesta e conceptul de a să aducem în concret. După care lucruri, nu știu, tehnici. Nu? Nu crezi? E funny din exterior, nu e atât de funny când te desenează cineva pe tine cam fără voia ta. Cam desenat și n-am fost neapărat. Când am văzut, da, Miriam i-a desenat. O colegă care tot așa de la medicină. Da, înțelegem ce spui. Și metodele chiar funcționează. Până la urmă, fiecare cred că trebuie să-și găsească, da. Să-și găsească și propria metodă, știi? Cu care să se simtă bine și care să vadă că funcționează. Voiam să te întreb, pentru că eu, de-a lungul timpului, tot făceam la dirigenție cu copii, le dădeam tot soiul de teste ca să vadă ce tip de memorie folosesc mai mult, dacă e vizuală, dacă e kinestezică, dacă e... Crezi că e util? Crezi că funcționează treaba asta? Dacă i-au descoperit cu ajutorul unui test, dar și știu cum să aducă în concret ce au descoperit, pentru că poți să descoperi la un test, dar să nu ai habar de aceste tehnici, de fapt, cum folosesc kinestetic, ce înseamnă mai exact. Adică, kinestetic e un alt cuvânt abstract. Vă rog să puneți mâna pe kinestetic și să mi-l arătați în mână acum, știți, Anica? Da, păi următoarea etapă era să, nu știu, cei care erau cu auditivul să-și înregistreze eventual lecția, cei care erau cu vizualul să-și coloreze, să-și deseneze, să... Da, în general, vizualul este cel mai puternic, indiferent ce preferințe, adică sunt foarte puține șanse să iasă auditivul în evidență.
Adică din procentajele pe care le văd la nivel mondial, mi-este foarte greu să cred că într-o clasă de 30 de elevi o să avem mai mult de 2 elevi care au prin ascultare mai puternic decât vizual. Vizualul bate tot în general și atunci exemplele pe care vi le-am dat este să profităm de această ocazie, că am fost creați cu acest mecanism extraordinar, care a fost creat să supraviețuim, adică să observăm de la distanță cu amândoi ochii și urechea, dar urechea vine mai târziu cu sunetul, cu ochii o să vedem mai rapid. Suntem pregătiți genetic să folosim la maxim vizualul și atunci pentru învățare e păcat să nu-l folosim sub formă de culori, de aceste postere, flashcard-uri, să facem colaje cu tot ce înseamnă, tot ce trebuie să învățăm, formule la matematică și așa mai departe. Asta ar fi recomandarea mea. Deci dacă spunem, numai puțin că sună cineva, deci dacă vorbim de efectiv de tehnici de testare proprie, mai degrabă aș merge pe varianta îmi fac singură testele, adică, de exemplu, tu, Cătălina, la limba și literatura română, oferi un set de întrebări care se aseamănă, adică sunt past papers, sunt din numai în engleză, sunt fost test, întrebări de la examenele de bacalaureat trecute, le oferi pe tablă sau pe un print și elevii să creeze singuri cel puțin 3 propuneri de cum ar suna anul ăsta, ce credeți voi că ar fi anul ăsta la bacalaureat și cum ar suna întrebările anul ăsta. Numai acest simplu exercițiu, când mă gândesc, am manualul în față, am toate materialele, am niște modele și mă gândesc dacă oamenii trebuie să, deci pentru a face asta, pentru a fi capabili, trebuie să înțeleg ce a fost în mintea profesorilor universitari de la Academie sau cei care au produs aceste întrebări, deci cum sunt produse ele, ce își doresc să examineze la mine, cum se examinează un răspuns și la ce aspecte sunt atenți profesorii când îmi evaluează lucrarea. Și când am înțeles asta, mă gândesc ce pot să fac cel mai simplu și va trebui să depun mai puțin efort, adică să spun concret la întrebare, de exemplu, pentru fiul meu. Ce a vrut să spună Bacovia? Era trist, dacă îl întrebe Vlad, aș spune, el nu învață programa românească, dar să vă spun cum ar răspunde el. Ar spune, era trist omul, avea o problemă în viață, probabil, care durea foarte tare și a hotărât să scrie despre asta. Și s-a terminat, adică o să spună, dar ce vreți mai mult de la mine? Este treaba lui, s-a terminat, adică ce comentariu literar mai vreți mai mult? Adică și când se gândește fiecare elev, ce mi este cel mai ușor să răspund din toate astea pe care le urmărește profesorul când mă analizează? Păi bucata asta cu fapte concrete, date concrete în cifre. Ok, ce mai cere? Păi îmi cere vocabular, să pun epitete, metafore. Ok, și zic, ce înseamnă asta? Păi hai să văd dacă pot să compun 2-3. Asta o dată. Apoi, când trebuie să pregătesc eu, să zicem că împart clasa în două și zice Cătălina, jumătate, voi pregătiți niște întrebări de bacalaureat, posibile de bacalaureat pentru jumătate de aici, lucrați în echipă sau facem echipe de 4, voi de aici pentru cei de aici, iar mâine ne întâlnim și extragem bilețelele și facem un test. De fapt, cel mai mult o să ne pregătească faptul că, de fapt, învățarea se va produce când noi vom pregăti întrebările, pentru că stăm cu cartea în mână și o parcurgem de 11.000 de ori ca să ne hotărâm ca și echipă ce întrebări să punem pentru echipa de vis-a-vis pentru mâine sau săptămâna viitoare, dacă vrem să ne dăm și timp. Deci, practic, exersăm într-un mod mai inedit ce ar fi trebuit să stăm numai prin lectură, care nu se pune. Deci cele mai mari greșeli în învățare despre care n-am știut când eram tânără sunt să mă închid în cameră, să citesc și să highlightez frumos, dar știți cum arăta impecabil manualele și cărțile? Adică așa frumos și caietele highlightate ca să arate foarte bine, dar de fapt nu ține aminte nimic pentru că creierul ce zice, mamă, dar ce frumos l-am aranjat, știți, și eu sunt o persoană organizată. Adică, wow, sunt aici drăguțele de ele și imaginam că sunt și în cap la mine. Nu sunt și în cap, asta pentru domnișoarele care seamănă cu mine, că în general sunt domnișoarele. Cât de frumos și cât de fain sunt highlightate, nu înseamnă că există și în creier. Cu cât mă bazez mai mult pe materialul meu, cu atât de fapt sunt mai puține în creier. Ce ajută este tot ce am highlightat, să copiez sau să printez, să tai bucățele,
să le pun așa frumos, să le pun într-o găleată sau într-un coș și cu prietena mea mă întâlnesc, Alexia, cu Ioana, Bianca, într-o cameră și începem să extragem de acolo și să răspundem pe puncte, adică câștigăm, nu știu, rujuri sau habar n-am puncte la Douglas, la Sephora. Și dacă se poate chiar uneori să amestecăm materii, adică să amestecăm un pic de mate și cu română și să facem în funcție de ce ne pică, pentru că cu cât este mai tricky, pentru că și mai ia dintr-un domeniu în alta și eu chiar mă opresc și respir și zic, mamă, acum să trec de la mate direct la comentariul pasajului de aici la română, te apucă blocajul, anxietate direct acolo în cameră cu prietenele și trage aer în piept. Dacă nu știi, deschizi manualul, te uiți la răspunsuri, îl închizi și te apuci cu prietena și scrii răspunsul cum ai face-o la examen, asta este cea mai bună tehnică de învățare. Pentru că în momentul ăla, când ai trecut de la mate aici și te-ai chinuit, ai depus efort efectiv, că atunci când nu poți să mesteci o bucată de carne de vită și stai și zici nu renunț, o mestec pentru că nu pot să o dau jos acum sunt cu prietenul în oraș, trebuie să o înghiți, stai și o mesteci, atunci se formează cele mai puternice căi neuronale noi pentru învățarea pe care ai produs-o. Aia sigur o să-ți iasă perfect la examen. Zâmbesc fețele, oh vai! Eu deja mă gândeam cu ce cutie o să vin la ora următoare ca să le amestec. Da. Punem ceva la cale. Da, acest retrieval în termeni științifici se numește retrieval, adică să faci retrieval dacă se poate și din mai multe zone, jucându-te astfel cu creierul, de fapt, alungi activitatea creierului în tot felul de zone și se multiplică, exact cum le spunem copiilor în carte, ce înseamnă de fapt inteligența, învățarea, este să formeze aceste noi drumuri între căsuțe, să fie o rețea cât mai densă. Dacă nu faci aceste exerciții de retrieval, ci doar stai și faci lectură, de fapt nu se formează căile între căsuțe atât de dense. O să avem o rețea de drumuri de-astea de țară, pe care o să ne bazăm că poate avem și noroc și nu o să ne se spargă cauciucul, când putem, de fapt, să facem autostrăzi din alea ca în China, chiar și când avem doar o lună până la examen. Pentru că dacă avem o lună și împărțim fiecare lună în zile și ore când ne relaxăm, adică spunem, uite, jur că nu pun mâna pe nimic între ora 9, seara, să nu știu cât să zic, când ieșiți voi în curte, între ora 7.30, 9.30, nu fac absolut nimic. Dar dacă cumva pun mâna pe carte, să vii, spui, Ioana, vii și îmi iei rochia preferată pe timp de vară, îmi dai pedeapsă. Și știe creierul tău că așteaptă ora 7.30 sau 8, de la 8 la 9, în care are liber să meargă să vorbească cu prietenii, să meargă la înghețată, să se uite la seriale, să facă ce își dorește timp de oră. Ca apoi restul de timp să-l împărțim în când voi dormi sau voi încerca să mă relaxez, să adorm, dacă nu, uite care e planul de backup, deschid și fac asta, mă organizez să lucrez pe calupuri, îmi transform materialele mai întâi într-un timeline sau un mind map, pentru că degeaba fac limba și literatură română dacă eu habar nu am, cum ar fi să-i aranjez pe toți acești autori pe o hartă istorică, adică care a murit primul, care s-a născut primul, dacă habar nu am când au trăit, e necesar să facem din literatură un serial, adică să-l vedem așa pe un ecran. Deci mai întâi am fost așa, apoi a fost romantizat, apoi e ca și cum mai întâi vedem harta și apoi intrăm în detalii, facem bilețelele, le aruncăm într-un coș de rufe, dar de fapt el este cu bilețele și începem să-l preluăm de acolo până le terminăm. Dacă aveți alte întrebări. Eu mă entuziasmez, așa putem să stăm până la 9. Hai să vedem. Ce vă trece prin minte? Ați spus mai devreme de cum, chiar dacă mai avem o lună până la examen, putem să ne organizăm și să ne organizăm timpul astfel încât să fie în avantajul nostru. Și atunci, ce variantă ar fi de preferat? Bine, presupun că în teorie să învățăm din timp este întotdeauna soluția perfectă, dar
în varianta practică e poate la fel de eficient să ne concentrăm pe ultima 100 de metri sau nu, și dacă da, nu, de ce? Este foarte important pentru fiecare dintre noi, Alexia, indiferent, chiar dacă aveți aceleași examene, uite, tu și Bianca, nu? Ați spus că aveți, nu? Sau am greșit? Da. Aveți același tip de examene. Fiecare ființă este diferită. Dacă tu te gândești la tine, Alexia, ce îți aduce cel mai mult anxietate când te gândești la examene? Și încearcă să răspunzi la această întrebare. Ce te stresează cel mai tare? Și mai întâi te uiți la materie, adică încep cu larg. Am 3 materii, mă stresează cel mai tare asta. De ce mă stresează cel mai tare asta? Imediat răspund. Asta 2 de ce nu mă stresează? Pentru că aici știu așa, am organizat, am timeline-ul în cap, poți să vorbesc și noaptea despre asta. Aici am înțeles, ai răspunsurile pentru fiecare. O iai pe cea cu cea mai mare anxietate și o analizezi și pe ea mai mult. Păi de ce la informatică sunt cel mai anxioasă? Hai să împart pe capitole frumos și zici, le pui steluțe. De la 1 la 3 le dai note. 1, nu mă stresează, e ok. 2, 3, 4, le iei pe cele care te stresează foarte tare, le transformi în bilețele, încerci să răspunzi, nu citind și highlightând, ci mai întâi uitându-te odată pe materii, făcând bilețelele, pentru că atunci de fapt se pune structura de bază și jucându-te cu ele 3 zile. Este suficient la aspectele alea foarte anxioase, stresante, să te joci cu ele 3 zile sub formă de bilețele și încerc să răspund. Dar, de fapt, nu te testează nimeni. Tu chiar ai un exercițiu foarte bun să scapi de anxietatea legată de acele întrebări capcană, care astăzi sunt capcană, mâine nu vor mai fi, pentru că oricând te poți uita în carte. Dar tragi cu ochiul de-abia după ce te gândești, oare cum era acolo, dacă mă apuc să rezolv, nu pot. Bine, deschid cartea și rezolv cu cartea. Apoi pun biletul ăsta greu înapoi, nu scap de el. Îl pun acolo înapoi și mai iau o dată a doua zi. Și mă chinui cu aceste 10 bilețele până când devin, dacă nu pot, sun un prieten. Adică sun mentorul, sun profesorul și zic, nu reușesc să trec peste hopul ăsta la informatică, dacă îmi dă problema asta, sunt pierdută. Observi, deci practic, într-un mod organizat, în primul rând, analizez unde este nevoie, văd, sunt eu stăpân pe ce mi se va întâmpla. Nu există o surpriză, mamă, o să vină așa o surpriză peste mine încât îmi dă viața peste cap. O să aibă viața destule surprize, dar examenele nu sunt o surpriză. Să știți că nu mai avem foarte mult timp, avem mai doar vreo 3 minute, așa că dacă întrebări grele. Ioana, Bianca sau de ce nu din nou Alexia, dacă mai aveți o întrebare, ăsta e momentul. Zi, Ioana. Am o întrebare pe care o frământ de foarte mult timp. Cum scăpăm de factorul de stres pe care îl reprezintă părinții? Mai ales la noi la BAC, acum că suntem ceva mai mărișori. Iar la clasa 8-a este și mai relevant, pentru că absolut toată lumea depinde de examenul din clasa 8-a. La BAC mai există admiteri, preadmiteri, altceva. Nu depinzi la fel de mult de notă. Dar cum scăpăm... De fapt, nu putem să scăpăm. Cum putem să trecem peste presiunile puse de părinți care nu mai sunt în situația respectivă, doar își fac griji pentru tine și își doresc oricum tot ce e mai bun pentru tine, dar nu știu exact să exprime de fiecare dată asta și doar te presează și mai mult. Da, păi la toate workshop-urile cu părinții, chiar și la cei de bebeluși, pentru că inclusiv când copiii sunt sub formă de bebeluși, contează foarte mult presiunea pe care o pun. Și am citat și aici carte, uite, chiar mă pregăteam de workshop, uite ce zice, Brain Rules for Babies. Și una dintre regulile principale din Brain Rules for Babies al lui Medina este părintele să renunțe la pressure. Pressure este presiunea pe care o pui asupra copilului, este, în cazul vostru, tineri cu bacalaureat, este distrugătoare de succes. Iarăși, Ioana, contează foarte mult ce tip de stres aduc părinții în viața ta. Adică dacă părinții spun, hai trezește-te, organizează-te, du-te acolo, vină încoace, analizează puțin feedback-ul pe care îl primești de la ei și uite de ce aspect anume îi deranjează. Că nu te culci noaptea la ora care trebuie, discută cu ei despre asta. Câteodată avem și un formular, adică avem pentru părinți, am făcut eu un formular, în engleză făcut, what do I most want from you?
și scrie acolo, dar asta vine de la părinți, adică cum ne educăm noi pe părinți să vină către voi adolescenții și întreabă în acest formular, e o listă întreagă în care părintele trebuie să meargă către tânăr și să spună ce ai nevoie de la mine cel mai mult. O să vi-l trimit și vouă pe e-mail imediat după întâlnire, poate putem să punem chiar și în online, în comentarii. Și tânărul bifează. Vreau să vorbești cu mine despre. Nu vreau să vorbești cu mine despre. Aș vrea să nu mă mai deranjez la micul dejun când încerc să mă concentrez la ce am de făcut în timpul zilei. Hai să ne înțelegem că te informez în fiecare sâmbătă cum stau cu învățarea. Observați, adică, pentru că e clar că și ei vor să știe cum stă treaba. În momentul în care ei înțeleg că voi sunteți tineri care și-au asumat responsabilitatea, sunt responsabili, o să fie și ei mai puțin stresanți. Și am un tânăr acasă, încă nu e la fel de tânăr ca voi, dar a trecut de 14 ani și tot ce spun este asumă-ți calendarul pe care l-ai și toate acțiunile pe care le faci și lucrează ca un om de corporate, bine, este homeschooler, adică își organizează singur programul, dacă nu învață, nu-l pune nimeni. Are un calendar în Google, cum au oamenii de corporate, cu întâlnirile cu mentorii, dar și cu orele în culori, unde se pregătește pentru materiile respective în calupuri, după pomodoro, adică atâta fac materie, atât iau pauză. Normal că mai scapă din asta, dar eu sunt doar accountability partnerul și îi spun atât. Dan, te rog un mesaj pe WhatsApp că la ora 6 te-ai ținut de program, că n-ai răspuns. Adică, și spun, nu fac asta ca să te controlez, ci fac asta ca să ai un accountability partner. Acest accountability partner, partener de, nu știu cum să traduc, Caterina, ajută-mă un pic, te rog. E un partener de responsabilitate cumva. Așa. E responsabil cu tine, da. Deci, practic, doar ca să știe că, uite, trebuie să-i dau mesaj mamei și o să mă organizez mai bine. Și el știe asta. Un accountability partner poate să fie, puteți fi voi trei între voi. Și o să vedeți că dintr-o dată programul este mult mai bun, pentru că știți că în fiecare seară la ora 10 trebuie să vă dați un WhatsApp jurând cu mâna pe inimă că ați făcut exact ce v-ați promis că realizați din punct de vedere pregătire de examene în ziua respectivă. Și zici, mamă, cum pot să o mint eu pe Bianca așa crud pe WhatsApp că m-am pregătit când de fapt 4 ore am stat afară în loc de, nu exagerez acum, fie și 20 de minute. Ai mințit, dacă zici că am stat o oră și de fapt ai stat o oră și 20, o minți pe Bianca că ai stat și ai învățat 20 de minute, știi? Și este o metodă verificată, se folosește, de exemplu, la alcoolici anonimi în grupuri, când se verifică un sponsor, e una din cele mai de succes metode pentru a salva vieți pe întreaga planetă și a scoate din alcoolism oameni care vor deci care au probleme mult mai grave în interiorul creierului cu niște obiceiuri formate atât de puternic încât sunt greu de dezbătut. Și anume acest aspect a faptul că au niște accountability partner este cel care sparge obiceiul. Noi aici folosim invers. Cum ar fi, de exemplu, și cu mediul la fel. Există studii dacă, de exemplu, punem dulciurile familiei într-un bol în living, toată lumea o să ia, să zicem că sunt stafide în ciocolată, da? Le pun într-un bol la învăzul tuturor și în drumul tuturor. Toată lumea o să ia de acolo. Dacă vreau să dezbat acest obicei, pun aceleași stafide în ciocolată într-o cutie de ceai din aia veche de metal care se, când o deschizi, împrăști toate stafidele și îl pune în exact același loc în living. Ce credeți că se va întâmpla? Cum vor proceda membrii familiei? Vor mânca la fel de multe stafide? Nu. Asta înseamnă că îndepărtez, practic, accesul corpului și creierului meu de la ceva ce vreau neapărat să fac sau a devenit un obicei prost. În învățare, ne luăm acest concept științific demonstrat prin cercetare și experimente pe, nu șobolani, pe oameni și îl transpunem în mod diferit, adică aducem în viața celui care învață invers, prin postere, prin tot ce înseamnă ușurința de a produce procesul de învățare, îl aducem în mediu. Aici am depărtat, noi facem invers, îl aducem. Și unul dintre aspectele importante sunt mediul, adică cu cine mă susține din jurul meu sau mă stresează.
sunt accountability partner pentru mine sau doar mă pisălogesc ca să mă scoată din sărite. Și părinții pot fi niște parteneri, ei pot fi accountability partner. Dacă voi inițiați această conversație și spuneți, mama, întreabă-mă în fiecare zi la ora 10 o singură întrebare. Dacă mi-am făcut un plan azi dimineață și mi l-am realizat pentru pregătirea pentru examene și eu jur că o să, și promit că o să-ți spun onest dacă da sau nu și dacă nu, ce voi face mai bine mâine? Dacă da, poate chiar mă laud ca să-mi dai un pupic pe frunte. Și când îi spui asta unui părinte în față, la 17-18 ani, o să se uită așa la tine și zice, ok, cred că am înțeles. Și dacă n-am înțeles din prima, părinților le spunem despre copii că trebuie să le spună de 3 ori. E, și copiilor le spunem că părinților spuneți-le măcar de 3 ori. Că și ei înțeleg la fel ca și copii, mai greu. Ioana, nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. Da, parțial. Ce după mai trebuie să discutăm? Un plan de viață, așa cum să vedem viitorii copii, ok. Eu întrebam fix acum, pe termen scurt, cum e la noi, mai avem o lună și, o să zic, și jumătate, că până la bat. Și sunt stresul de pe umerii părinților noștri cu legătură la situația noastră, îi fac să nu reacționeze de fiecare dată la fel de potrivit cum și-ar dori sau cum ar trebui. Și mai auzi prin jurul tău. Vezi, poate nu iei bacul, în condițiile în care nu există varianta asta și părinții tăi sunt conștienți că nu există varianta asta la noi. Dar sub presiunea asta spun lucruri la care nu... Da, sunt și ei oameni. Întrebarea, da. Întrebarea este pentru tine în particular, Ioana. Ce este mai ușor? Să ai o conversație cu părinții tăi în care să le explici cum, tocmai ți-am explicat eu cum trebuie să aveți o conversație și cum ai nevoie de ajutorul lor și cum nu te ajută aceste aruncări așa, sau este pentru că noi nu putem să schimbăm nici părinții tăi timp de o lună, corect? Ei au și ei felul lor de a fi, poate sunt mai colerici, poate sunt mai anxioși de felul lor, au un trecut în spate, deci practic te gândești așa, ce-ar fi mai ușor? Ar putea chiar să încerci să vezi. Sau doi, când spune mami sau tati ce a spus, tu ți-aduci aminte de vagus nerv, tragi aer adânc, ușor, în burtă, îi dai drumul înapoi și te duci în treaba ta. Care e mai ușor din asta două? Și luna o să treacă și tu o să-ți iei bacul. Eu înțeleg că ar fi mai normal să mă calmez și să înțeleg că și ei sunt stresați și etc. Dar trebuie să semăn și eu cu cineva și evident că încerc să tot la cap să le zic nu e adevărat, nu o să pice nimeni bacul, calmați-vă și etc. Și mai mult pierd timp pentru că doar exact. Ne certăm. E adevărat, dar nu sunt capabilă să mă calmez atât de repede, să fiu atât de rațională. Cum mi-ar Important este să te gândești că, de fapt, tu când faci acest exercițiu, el nu este numai pentru BAC, el este pentru întreaga ta viață. Imaginează-ți că ai deja 46 de ani și ai în fața ta poate un băiat tânăr care este copilul tău și dă bacalaureatul. Ce fel de ființă umană, părinte, vrei să fii tu în viitor? Adică de fiecare dată gândește-te cum vreau să mă construiesc. Pentru că este foarte ușor să ne lăsăm așa duși, să zicem, eu sunt semen cu părinții și nu o să scap de treaba asta. Este adevărat, tocmai am zis, de ce 50% genetic? Mai știi? Adică e bine să ne cunoaștem. Cunoaște-te pe tine însuți e foarte important. Și apoi să-ți dai seama că de fapt se consumă energie, că de fapt asta este, nu doar timp, tu consumi energie, atât de multă energie când te frustrează părinții consum, ca să o vezi vizual, ia și toarnă, zici, asta e energia mea de astăzi, când stau și fac teste împreună cu Alexia de test, să vedem cum facem sau avem o discuție importantă, se va duce foarte puțină din energie și va fi foarte productivă. În schimb, una emoțională în care te-a trigăruit părintele, face și zici, unde s-a dus ziua? Deși timpul nici măcar nu contează, pentru că tu în 5 secunde ai dus 25% din paharul tău al cortexului prefrontal, care are și el energia lui de procesare timp de o zi și ea se termină foarte repede, se numește răbdare. Există un soi de energie numită răbdare în creier care se termină de multe ori când ești frustrat încă din prima parte a zilei. Până la 12 ești terminat. Tu după aceea doar trăiești ca un corp care
nu mai poate să controleze lucrurile din jur, este în voia sorții. Mă recunosc în ce ai zis acum. De asta dădeam din cap așa cum. Bianca, zi și tu ceva acolo, este așa o liniște la tine? Nu știu, în momentul în care a pus Alexia întrebarea ei, eu mă gândeam mai mult la faptul că eu sunt omul care face întotdeauna lucrurile nu în al 9-lea ceas, în al 12-lea ceas și cumva pentru că simt că presiunea mă face productivă. Adică dacă știu că am un termen limită, mai este o oră până trebuie să predau o lucrare sau să învăț ceva, abia atunci ating eu un punct de eficiență maximă și îmi intră mai bine informația în creier. Cumva cred că la mine este și o încredere foarte mare în memoria mea, dar altfel nu-mi explic cum de nu sunt anxioasă legat de momentele astea sau cum de chiar am încredere să las totul pe ultima 100 de metri. Teoretic, producerea de căi neuronale noi în creier, care chiar sunt învățare pe termen lung, nu se produce pe ultima 100 de metri. Dar tu semeni foarte mult, te bazezi mult pe memoria de scurtă durată, ceea ce ni se întâmplă pentru examene, pentru că uitați-vă la mine, de-abia mi-aduc aminte de unele lucruri, adică, really, voi credeți că știu să răspund la întrebarea cu teorema lui Pitagora, trebuie să dau Google. Deci, în schimb, Bianca, semeni foarte mult cu toți artiștii, adică vorbesc de graphic designerii din echipa noastră care produce partea vizuală, artistică a materialelor didactice. De ce? Pentru că ei au acest stil și noi cu toții știm asta și eu produc cel mai bine în felul ăsta. Și oamenii de știință spun că cel mai fain pentru astfel de oameni ca noi este să ne setăm niște deadline-uri artificiale. Adică, în loc să aștept, pentru că altfel te păcălești singură că o să fii la fel de productivă. Eu sunt sigură că dacă mai ai o lună de zile și în loc să am mâini, deci, practic, creierul este chiar o explicație neuroștiințifică ce se întâmplă. Se produce așa o anxietate, ca eu stresul, știi? Adică stresul pozitiv, care excită creierul tău într-un mod fascinant. Și în momentul ăla se întâmplă atât de multe sclipiri în ultima săptămână acolo, o activitate datorită felul în care acționează hormonii în corpul tău și zici, wow, și simți, mi se ridică părul, deci simți cum atunci s-a produs și cele mai bune comentarii, lucrări pe care le poți produce, adică chiar ești fantastică. Imaginează-ți că în loc să se întâmple asta o singură dată la cele trei examene peste o lună, noi așa facem în proiecte, setăm în special pentru artiști și pentru mine, ne setăm deadline-uri artificiale pe anumite bucăți în fiecare săptămână și spunem că până sâmbătă trebuie să scoatem ceva brilliant sâmbătă, adică pe un calup din materie, de exemplu, sau Cătălina zice, uite, draga mea, vreau să-mi trimiți, asta este un past paper, o lucrare anterioară de la bacalaureat, o să-ți dau, tu te pregătești cum vrei, pe care, nu știu, epocă dorești tu, să alegem pe care vrei, epoca de aici până aici. Și eu îți trimit sâmbătă la ora 9 dimineață lucrarea de bac și tu te așezi sâmbătă dimineață și o produci timp de 90 de minute ca la examen și mi-o trimiți mie și fetelor și noi ne uităm ce ți-a ieșit. Adică, practic, împarți bucata asta și profiți de felul în care ești tu construită genetic pentru a fi și mai bună la examene. Păi cred că fix asta facem cu... Nu? Asta, de asta zâmbeam acum că... Asta facem, ne-am pus niște deadline-uri mai apropiate pentru anumite părți din materie. Și o să terminăm înainte de examen, da, și apoi o să le reluăm din nou. Și atunci să le iubiți. Adică cred că contează foarte tare dacă privim toate lucrurile astea cu frică și dacă le privim, pornim din frică către ele, indiferent dacă e despre relația cu părinții sau dacă e vorba despre relația mea cu materia informatică, până dacă vorbim despre frică, ea niciodată nu va produce aceleași rezultate pe care le va produce fascinația. De ce? Până la urmă am ales informatică, dintr-o listă eu sunt, să zicem, umanist, eu mi-am ales chimie la bac. Și zic, până la urmă, sunt fascinată în legătură cu ceva de această materie. De-aia nu am ales fizică sau, mă știu, informatică. Nu? Mă fascinează ceva. Găsesc acel lucru care îl face fascinant sau mă face pe mine fascinantă că am ales chimia. Oricare dintre ele works.
doar să le priviți cu fascinație. Adică, uite, ce se ascunde în spatele acestor tehnici pe care le propune Cătălina? Să mă duc cu entuziasm și dacă ești într-o zonă foarte pozitivă de entuziasm, o să scadă foarte puțin IQ-ul în timpul examenului. Adică puneți-vă intenția dimineața, în timpul, că acum ajungem și la ziua examenului și închidem întâlnirea, Cătălina. În ziua examenului, oricare dintre ele, mă trezesc dimineața, dacă e soare afară, mă duc la geam, fără să fii neapărat o persoană spirituală, închizi ochii, desfaci palmele și spui, iau de la soare câtă energie pot acum, cât încape pe mine să bubui în dimineața asta de energie. Faci exercițiul ăsta timp de 5 secunde și apoi îți pui intenția, astăzi o să fiu fascinată și briliantă la examen. Și contează foarte, foarte mult felul în care intri în clasa aia și te așezi acolo. Dacă pleci din frică, vă aduceți aminte, 45% scade IQ-ul. Deci zâmbiți, chiar dacă nu vi se pare potrivit să zâmbiți, în timp ce scrieți, țineți zâmbetul pe buze și ca să facem ca în Eat, Pray, Love, dacă știți filmul sau ați citit cartea cu Julia Roberts, imaginați-vă că zâmbește până și ficatul în ziua examenului acolo în sală și când te gândești că zâmbește ficatul, nu ai cum să nu scapi de scăzutul de IQ și să nu-ți aduci aminte ce trebuia să scrii. Și dacă nu știi o materie, dar ți-ai propus să fii fascinată, zici, aoleu, cum sunt fascinant, acum să rup tema asta, să fac pe cei care citesc ce scriu aici, că să fie fascinați. Și chiar o să vă iasă. Chiar o să vă iasă. Sunt sigură. Și partea cu zâmbetul, știți cam cum fac eu la oră când voi mă enervați foarte tare? îmi place ora. Zâmbește figa. Da, da, da. Cam așa o să procedăm și la examen. Olimpia, a fost foarte faină întâlnirea noastră și am învățat o grămadă de lucruri și să știi că o să le fur. Adică aia e. O să le duc mai departe. Dar cred că până la urmă asta este rostul tău, știi? Să împărtășești așa cu noi toate lucrurile astea extraordinare pe care le știi și care denotă foarte multă pregătire anterioară. Mi se pare foarte interesant când găsesc oameni care îmbină farmecul personal cu o bună pregătire academică, pentru că mi se pare că ăsta e, știi? Aici se găsește succesul. Și tu ai făcut asta. Sunt absolut încântată. Mulțumesc! Să fim toate 5 în întâlnirea asta. Și fetele și cu mine promitem că o să ducem mai departe. Le mulțumim mult celor care ne-au urmărit, fie chiar și pentru câteva minute, poate pentru mai mult. Și sperăm că or să plece cu ceva din întâlnirea asta, ca și noi de altfel. Mulțumim tare, tare mult! Mulțumesc. Să planificăm de acum cum o să sărbătorim tot brilliance-ul ăsta care o să iasă din voi la examen și ne înțelegem că faceți toate trei, ce zic, eu fac o propunere, voi toate trei faceți o postare cât de fain a fost după fiecare examen și eu le repostez pe toată planeta, pe unde pot, ca să sărbătorim. Chiar dacă nu ne urmărește nimeni. Important e pentru noi că am făcut acest cerc. Am deschis acum un loop, se spune. Am deschis în relația noastră, am deschis așa o sferă și nu o închidem în momentul ăsta pentru că voi aveți examene. Le închidem cu fiecare examen când faceți o postare, indiferent pe care social media, că sunt pe toate. Și îmi dați mie un tag și eu o să vă sărbătoresc și o să mă gândesc la voi. Așa faceți. Mulțumim. Dacă vrei. Da, Bianca? Ok. Da, da. Bine, high five. Așa facem. Și oricine ne urmărește astăzi, dacă vrea să dea un tag, foarte bine. Eu am destul vin aici, am și coniac de rezervă. O să sărbătoresc pentru mulți absolvenți atunci. Nu exagerez, dar un pic nu strică la vârsta mea. Vă mulțumesc foarte tare. O seară frumoasă și spor. Mulțumim și noi. Mulțumim mult. Sperăm să ne revedem.